Vreau să vă rog acum pe cei ce ați adus scripturile cu dumneavoastră să le deschideți la pagina 1190, Epistola lui Iacov. Voi citi din capitolul 4, de la versetul 13 până la versetul 17 inclusiv. Ascultați acum, voi care ziceți: astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți: dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Vă mulțumesc, vă rog să reocupați locurile. Frați și surori, dragi tineri, iubiți copii, după momentele sublime ce le-am avut în rugăciune și în cântare, vă îndemn pe toți cei prezenți să continuăm în dimineața aceasta să slăvim pe Dumnezeu Tatăl din Cer, care este și Tatăl nostru. Să slăvim pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul lumii întregi, dar care este și Mântuitorul nostru. Amin. Și așa cum frații ne-au cântat acum, este și rămâne prietenul adevărat. Aleluia. Vrem împreună să onorăm pe Duhul Sfânt care ne cercetează inimele. Mă bucur să pot fi la această părtășie sfântă, la Dobric, așa s-au legat lucrurile. Vorbeam cu fratele Costică, seara am slujit la Lugoș, la o seară de evangelizare, și pentru că după masă voi fi la Năsăud, în dimineața aceasta suntem aici și zic: Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Dragii mei, cele mai frumoase momente sunt momentele ce le avem în prezența lui Dumnezeu și în prezența Evangheliei. De aceea zic în dimineața aceasta: Dumnezeu să binecuvinteze predicarea Evangheliei, Dumnezeu să binecuvinteze ascultarea Evangheliei, dar și împlinirea ei. Amin. Permiteți-mi să vă aduc și salutul Bisericii Pentecostale Elim din Șcheia, Suceava, un salut pe care noi l-am ales așa când am deschis nou locaș de închinare în anul 2011, din Vechiul Testament, din cartea profetului Mica, din capitolul 4, versetul 5, cuvânt care ne spune așa: pe când toate popoarele umblă fiecare în numele Dumnezeului său, noi vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru, totdeauna și în veci de veci. Ajută-ne, Doamne, să umblăm așa. Mă bucur de cei care ați ales să veniți în locul de închinare în dimineața aceasta. Mă bucur să-l văd și pe fratele Cornel Hiticaș. Cred că prima dată invitat de el am fost aici. Pe toți cei ce prin prezența dumneavoastră ați venit să onorați Evanghelia, eu zic la final de drum, în urma pocăinței, să ne onoreze Domnul cu mântuirea sa. Amin. Am ales să citesc din Epistola lui Iacov de aici, din capitolul 4, pasajul acesta care ne vorbește despre niște oameni care și-au făcut planuri fără Dumnezeu. Și aș vrea mesajul din această zi
să fie răspunsul la o întrebare, și anume, cum putem să planificăm viața cu Dumnezeu? Cum poți să-ți planifici viața cu Dumnezeu? Pentru că vedeți, dumneavoastră, un om al lui Dumnezeu poate fi cunoscut și după modul cum își planifică viața. Cei ce nu-L cunosc pe Domnul fac planuri fără Dumnezeu și rezultatul este vizibil. Milioane de drame la care asistăm pentru că oamenii își permit să ia în mâinile lor propriile destine. Cine crede că poate să își facă planuri fără Dumnezeu, pe fruntea lui scrie eșec, faliment. De aceea vreau în dimineața aceasta toți cei prezenți aici să răspundem la această întrebare. Cum poți să-ți planifici viața cu Dumnezeu? Trebuie să ținem cont de câteva perspective. Le voi aminti așa în ordine, după cum le prezintă Iacov în pasajul acesta din capitolul 4, de la versetul 13 la versetul 17 pe care le-am citit. Prima perspectivă am numit-o perspectiva dependenței de Domnul. Perspectiva dependenței de Domnul. Credeți, dragii mei, că noi depindem de Domnul la fiecare pas? Credeți că în această zi, în minutele acestea, noi respirăm datorită Lui? Noi trăim datorită Lui? Slăvit să fie Domnul! Dacă ești în viață și nu te-ai stins în pandemie, nu uita, e îndurarea lui Dumnezeu. Alții au luptat la terapie intensivă pentru o gură de oxigen. Și Dumnezeu a scris în dreptul tău, respiră. E îndurarea lui Dumnezeu. Depindem de Domnul la fiecare pas. Se pare că oamenii ăștia despre care vorbește Iacov aici n-au înțeles această perspectivă. Și au făcut planuri fără Dumnezeu. Și au zis ce zice Iacov aici, versetul 13. Ascultați acum, voi care ziceți, cu cât curaj vorbeau, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate. Și au zis, vom sta acolo un an. De unde știau ei că vor trăi un an? Vom face negustorie și vom câștiga. Și Iacov zice, n-ar trebui să vorbiți așa. Ar trebui să vă corectați și gândirea și vorbirea, că e perspectiva dependenței de Domnul. Auziți versetul 15 și eu zic, așa să vorbim. Voi dimpotrivă, și dacă vreți să încercăm să punem numele noastre aici, că se aplică la noi. Voi dimpotrivă ar trebui să ziceți că depindeți de Domnul. Dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Amin. Amin. Și frații au amintit din psalm în această dimineață. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, s-o spună cei din Dobrica acum. Și cei din Suceava acum. Asta e perspectiva dependenței de Domnul. Trăim pentru că vrea El. Respirăm pentru că vrea El. Lăudat să fie Domnul. Dacă vrei să-ți planifici viața cu Dumnezeu, ține cont de această perspectivă. Perspectiva dependenței de Domnul. Perspectiva dependenței de Domnul. Nimeni n-are voie să vorbească așa fără Dumnezeu, astăzi sau mâine, sau peste un an. Așa își permit unii să facă planuri de parcă ar trăi 1000 de ani.
Știți un exemplu din Scriptură despre un om care și-a făcut planuri fără Dumnezeu și planurile au ieșuat. A rostit Domnul o pildă despre un bogat căruia îi rodise țarina. Aplicat așa la vremea noastră, ar fi un fermier sănătos și harnic. Ăsta o știu să aleagă bine semințele, să însămânțeze la vreme, numai că o uitat de cel care dă ploaia pe ogoare, ploi la vreme și timp roditoare, l-o scos din ecuația vieții lui. Să știți, când Domnul a rostit pilde, nu ne-a dat așa exemple în derizoriu. Știți ce înseamnă pildă? Vine din greacă, din parabolos. Înseamnă a așeza un lucru în fața altui lucru pentru a le compara. Când Domnul vorbea prin pilde, lua exemple din lumea terestră să scoată în evidență adevăruri eterne, veșnice. Și acum ascultați cum vorbea omul acesta care și-a făcut planuri fără Dumnezeu. N-a avut perspectiva dependenței de Domnul. Luca 12 e un pasaj cunoscut, citim frecvent. Pasajul acesta, Luca 12, de la versetul 16, și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Planuri. Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face. E bine că suntem inventivi în lucrurile de pe pământ. Bine ar fi și în cele spirituale să fim la fel. Doamne, ajută-ne! Dar auziți cum vorbește el. Îmi voi strica grânarele, voi zidi altele mai mari, totul la viitor. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, că totul e al meu. Ați auzit să vorbească ceva de Dumnezeu? De cel ce dă viața? De cel ce face țarina să rodească? Se pare că omul acesta avea și rezerve, economii. Uitați-vă, încă nu vânduse nimic din ce a adunat și are rezerve să facă hambare mai mari. Avea economii strânse. Și a zis, strâng toate rodurile mele în hambarele mai mari, înseamnă că a investit în produse neperisabile, care puteau să fie stocate și vândute când e prețul mai bun. Numai că și-a făcut planuri fără Dumnezeu și n-a înțeles că de fapt el depinde de cineva, că e cineva care e dătătorul mai presus de oameni și ăsta e Dumnezeu. Perspectiva dependenței de Domnul n-a înțeles-o. Și uitați-vă, ne spune Scriptura că după ce și-a făcut el planuri pentru mulți ani, oamenii de acolo, din epistola prezentată de Iacov, zice că au zis cam un an stăm și câștigăm și ne întoarcem acasă, în familie. Ăsta au zis, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Planuri pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te, dar Dumnezeu i-a zis, na, ascultați cum l-o striga de la înălțime, nebunule, nebunule, știți că sunt oameni pe care Dumnezeu la final de drum nu-i poate striga pe nume? Și poate ne întrebăm de ce? Mă, au fost prea păcătoși. Nu, că pe cei păcătoși, uitați-vă în Scriptură, pe cei păcătoși i-au strigat pe nume. Pe Zacheu nu l-au strigat pe nume. Și nu era păcătos. Pe Saul nu l-a strigat pe nume, că mergea să facă rău Bisericii lui Hristos. Ei, pe ăsta nu-l poate striga pe nume. Știți că există o categorie de oameni pe care Dumnezeu la final nu-i poate striga pe nume. În clipa morții nu-i poate striga pe nume. Îi strigă așa, nebunule. Păi cum, Doamne, tu n-ai respect pentru creația ta? Că Domnul Iisus unei femei păcătoase, prinsă în preacurvie, i-a zis femeie, cu respect pentru creația sa. Și ăsta îi zice nebunule. Pe atei nu-i poate striga pe nume.
pe cei care îl scot din planul și ecuația vieții lor, ascultați-mă, nu-i poate striga pe nume. Psalmul 14, versetul 1, scrie? Scrie. Auziți, nebunul zice în inima lui, ca și ăsta, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este niciunul care să facă binele. Pe atei nu-i poate striga pe nume. Pe cei care trăiesc viața așa egocentric și n-au nevoie de Dumnezeu și pentru ei nici măcar nu există. Când se termină viața, nu-i poate striga pe nume. Perspectiva dependenței de Domnul. Vreți să învățăm o lecție de viață? De aici, în această zi? Dacă depindem de Domnul la fiecare pas, să spunem, Doamne, dacă vrei Tu, vom trăi mâine. Dacă vrei Tu, vom trăi anul ăsta. Că ne poate lua prin surprindere. O să vedem puțin mai târziu. Și voi știți aici la Dobric că ați trecut și voi prin situații grele. Dacă va voi Domnul, vom trăi. Dacă va voi Domnul, ne vom duce la Londra. Ne vom duce la Dublin. Vom sta acolo un an. Să ne ajute Domnul să folosim un asemenea limbaj și să arătăm prin trăirea noastră că depindem de Domnul la fiecare pas. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi. Dragii mei, nu e greșit să facem planuri, dar e păcat să facem planuri fără Dumnezeu. Cât trăim în viața asta, oamenii fac planuri. Dar este mare păcat să faci planuri fără Dumnezeu. Uitați-vă ce zice înțeleptul și vreau să citesc acum din cartea Proverbe. Uitați-vă ce scrie în cartea Proverbe despre planurile acestea, capitolul 16 de la versetul 1. Planurile pe care le face inima târnă de om. Dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Și acum auziți ce urmează. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Asta e perspectiva dependenței de Domnul. Amin. În al doilea rând, uitați-vă, Iacov vorbește aici în epistola sa de o a doua perspectivă pe care aș vrea să o învățăm bine. Perspectiva valorii. Perspectiva valorii. Și aici apare o întrebare. Ce este valoare pentru tine și casa ta? Ce-i valoare pentru mine și familia mea? Se pare că pentru oamenii ăștia valoare era asta. Să te duci, să stai un an, să câștigi, să aduni și atât. Și acum eu întreb, atât? Vom face negustorie, vom sta un an, cum au zis? Vom câștiga! Și atât? Frați și surori, tine dragi, dacă perspectiva vieții e numai asta, să stai un an, să stai doi, să stai zece în străinătate, să mănânci pâinea amara străinătății doar pentru bani și câștig și atât, asta e perspectivă limitată. Asta e perspectivă limitată. Știți ce vreau să spun în dimineața aceasta la Dobric? Adevăratele valori, frați și surori, nu-s valorile care trec. Adevăratele valori sunt valorile care rămân pentru eternitate. Adevăratele valori este ce am adunat sus. Nu-i greșit să alergi, trebuie să muncești, trebuie să te lupți. Alergăm de dimineață până seara. Trebuie să fim responsabili de familiile noastre. N-aș vrea să fiu înțeles greșit. Cine nu îngrijește de cei din casa lui e mai rău ca un ateu. Ca cel care nu crede în Dumnezeu. Ca cel necredincios. Dar haideți să înțelegem adevăratele valori. A ținut o predică într-o zi. Cel mai mare învățător al tuturor timpurilor. Numele lui este Hristos Domnul. Ne-a vorbit el despre adevăratele valori. Auziți ce a zis? Matei, capitolul 16. Haideți să privim la perspectiva valorii. Și eu zic în dimineața asta, dacă Domnul ne-a binecuvântat aici, din valorile astea trecătoare, să transformăm ceva în valori eterne. Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne, Doamne!
Uitați-vă ce a zis Domnul. Matei 16 e un pasaj cunoscut de la versetul 24. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: să luăm mesajul pentru noi. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să o urmeze. Dar asta e valoare. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Și urmează o întrebare. Asta e perspectiva valorii. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și răspunsul ar fi nimic. Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Ei, dacă n-ai făcut nimic pentru suflet, ai trăit viața degeaba. Se termină călătoria pe pământul ăsta, e scos din lumea spațiului și a timpului, îți pierzi sufletul și ajungi în iad. La ce folos câștigul? La ce folos câștigul? Ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an și vom câștiga. Atât. Asta e perspectivă limitată. Frați și surori, tine dragi, nu ne-a îngăduit Dumnezeu să stăm aici câteva decenii doar să adunăm pentru trupul ăsta și atât. Ne-a așezat Dumnezeu în lumea muritorilor ca să pună în noi dorul după o lume nemuritoare și veșnică. Și trebuie să ne pregătim pentru țara de dincolo. Știți ce întreb eu în dimineața asta la Dobric? Ce-am trimis dincolo? Dacă te-ar striga la noapte sau săptămâna viitoare, ești mulțumit cu ce ai adunat sus? Credeți că putem trimite ceva sus? Putem trimite ceva valori acolo care să rămână în banca din cer? Se poate? Ceva câștig dincolo putem avea, ce ziceți? Se poate, dragii mei. Auziți ce a zis Iisus, tot în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, Matei capitolul 6, de la versetul 19. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer. Auziți, se poate? Strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Sunt comori care rămân. Dar care e problema? De ce nu trimitem valori acolo? Auziți următorul verset. Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Doamne, ajută-ne comora să fie în cer și inima să fie tot în cer. Tot în cer. Și dacă n-am trimis până azi ceva în cer, hai să începem măcar de azi să trimitem ceva. Ajută-ne, Doamne, că împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, ci este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Nu-i așa că e mare tragedie să vezi că se termină viața și n-ai trimis nimic în cer? Nu-s comori trimise acolo? Ascultați-mă, dragii mei, cei mai mulți de aici suntem părinți. Sunteți de acord cu ce spun acum? Copiii sunt valori eterne. Să-i creștem în mustrarea și învățătura Domnului pentru ca să avem aceste comori acolo. Ajută-ne, Doamne! Bine ați făcut că v-ați rugat pentru fiii risipitori în dimineața asta. Să întoarcă Domnul fiii risipitori acasă. Să întoarcă Domnul fiicele risipitoare acasă. Nu-i greu să-ți imaginezi ca părinte ce e în inima unui tată sau în inima unei mame care știe că băiatul e plecat, fiica e plecată, în lumea largă, că-ți duci la porci. S-au depărtat de biserică și de Dumnezeu. Dumnezeu să se îndure. Amin. Și să ne ajute Domnul pe cei ce suntem părinți să fim un exemplu pentru cei ce vin în urmă. Să poată călca pe urmele noastre. Ascultați-mă, dragi părinți, e mai tare ce suntem decât ce spunem. E mai tare ce suntem decât ce spunem. Că dacă zice tata, auzi, dar tu nu știi că e biserică, nu anunța fratele Costică, marța are rugăciune. Dar dacă tata nu găsește adunarea marța, îți găsească băiatul? Dacă mama nu găsește biserica marța seară, să găsească fica?
N-aș vrea să vă supărați pe mine în dimineața asta. Dar ascultați-mă, dragii mei, e mai tare ce suntem decât ce spunem. Să ne ajute Domnul să adunăm valori în ger. Să nu se piardă niciunul din cei pe care i-a dat Domnul. Cântam noi o cântare veche. Nu pot crede că întâmplarea m-a făcut să fiu cu ai mei. Cum de s-ar putea uitarea să mă bată de la ei? O, Iisuse, chiar și în ceruri vreau să fiu cu toți ai mei, căci un gol de întristare aș simți de n-ar fi ei. Că-s valori eterne. Principiul valorii. Când te gândești la sufletul tău, sufletul tău și sufletul copiilor tăi este mai valoros decât toate valorile solului și ale subsolului, decât toată lumea asta. Să ne câștigăm sufletele, dragii mei, și veșnicia cu Iisus Hristos. Asta e valoare. Asta e valoare. Și apoi am să zic, mai zic ceva. Faptele făcute în credință. Nu orice fel de faptă. Să laudă unii, nu, ați auzit, nu? Că unul s-a lăudat că a dat 1 milion de euro la Atos. Și sigur că cei din mass media publică, știrile astea bombastice. Adică cum? Poți să trăiești viața oricum, nu? În mizerie, în păcat, dacă ai dat 1 milion de euro, te absolvă de vină și te mută în paradis. Ce ușor ar fi, s-ar mântui numai bogață. Da? Faptele trebuie să fie făcute în credință. Faptele bune trebuie să fie făcute în credință. Aleluia. Și ca să faci fapte bune, trebuie să-L cunoști pe Cel cel bun. Aleluia. Pe Iisus Hristos. Amin. Scrie? Da. Haideți să citim. Efeseni, capitolul 2. Da, suntem mântuiți prin credință, prin har, dar suntem răsplătiți după fapte, fapte făcute în credință. Efeseni, capitolul 2. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, de la versetul 8, prindem și versetul 10. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Zicem amin? Amin. Și apoi zice, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, dar faptele le facem pentru că ne-am mântuit, că îi aparținem lui. Și asta e dovada că avem o credință vie. Amin? Căci noi suntem lucrarea Lui, am devenit lucrarea Lui, îi aparținem. Că noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus, auziți? Pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Mai întâi să fie un copil al lui Dumnezeu și apoi fapte în credință. Trimis valori în cer pentru care Dumnezeu îți va răsplăti într-o zi. Slăvit să fie Domnul. Matei, capitolul 25. Haideți să întoarcem în aceeași Evanghelie, Matei 25, versetul 34. Auziți, dragii mei, să fie fapte făcute în credință. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, celor mântuiți, veniți binecuvântații tatălui meu, aparțineau tatălui. De moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Dar de ce v-a zice stăpânul ăsta? Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și nu zice că ați venit să mă vindecați, că nu toți au darul ăsta. Ați venit să mă vedeți. Să ne ajute Domnul să-i vizităm pe cei bolnavi. A fost în temniță și ați venit pe la mine. Cred că erau pentru credință acolo. Unii zic, mă, să faci fapte, să n-aștept să-ți întoarcă înapoi fapta. Te gândești la cei din temniță, dacă ar fi pentru fapte rele, n-ai vrea să te viziteze după aia. Cred că erau pentru credință. N-auziți ce zice aici? Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde. Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut sau străin, te-am primit gol, te-am îmbrăcat? Când te-am văzut bolnav în temniță și am venit pe la tine, drept răspuns împăratul le va zice, auziți, dragii mei, trebuie să fie în credință. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, auziți cui? Unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, erau frații lui.
frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Amin. Să ne ajute Domnul să facem fapte în credință. Amin. Da, da, începând de la paharul de apă, ce-l dai în numele Domnului, continuând cu acel compot care l-a dus la spital, la Cluj, cu haina aceea care o dai în prag de iarnă unui orfan, îs fapte pe care Dumnezeu le consemnează pe organigrama lui în cer. Amin. Ce vă spun acum, am mai spus și la alte evanghelizări, poate se potrivește aici, despre un frate de la noi, slujitor. El știe că mai spun întâmplarea asta fără să-i dau numele. Că dacă aș spune numele, cred că fratele Cornel Hiticaș îl știe. Și-o zis, măi, eram în Suceava într-o zi, așa am luat o lecție. Era o zi mai agitată, am ieșit din magazin și când m-am dus în parcare, un băiețel îmi spăla parprizul cu o sticlă de șampon. Eu eram foarte agitat și m-am răstit așa la el, pleacă-mă de aici! Ce te-am pus să speli parprizul? Pleacă de aici! Băiețelul a continuat să speli, du-te de aici că nu-ți dau niciun ban, pleacă de aici! O zis, eu mai apăsat. Și el s-a întors la mine și a zis, eu pe matate știu. Vai ce palmă am luat, eu te știu pe mata. Pleacă de aici că nu-ți plătesc. Dumneata ai fost la mormântare la mama mea. Și eu sunt un copil orfan și tata a zis, n-ai voie să pui mâna pe ce nu-i al tău. O bucată de pâine, un sandwich, îl câștigi cinstit, ai auzit? Și am venit să spăl aici, să câștig un ban cinstit. Și băiatul a terminat de spălat parprizul și a plecat. Și a zis, nu știam ce să fac, că am primit o lovitură grea, am băgat mâna în buzunar și am luat mai mult decât m-am gândit. Și am strigat după el, vino ca să-ți plătesc. Și băiatul de departe a zis, nu, am spălat gratis. Și s-a dus. Ăsta e principiul valorii. Nu spunem noi prin cântare, azi Iisus e în mii de frați, azi îți vrea El fapta, mâine toți vom fi luați, Tu vei fi la dreapta. Ajută-ne, Doamne! Amin! Hai să mai facem un pas. După perspectiva dependenței de Domnul, ne ducem dacă vrea El, trăim dacă vrea El și în minutul ăsta respirăm dacă vrea El. Amin! Am înțeles ce e principiul valorii, adevăratele valori, sunt valorile care rămân acolo. Să trimitem ceva în bancă din cer. Ajută-ne, Doamne! Mai este o perspectivă aici pe care am numit-o așa, perspectiva neprevăzutului. Nu știm viitorul, nu știm ce urmează. Știți ce urmează mâine? Ăștia știau, astăzi sau mâine, ăștia știau și peste un an ce fac. Dar auziți ce zice versetul 14, prima parte. Nu știți ce va aduce ziua de mâine? Sau știm? Nu știm ce aduce ziua de mâine. Poate veni o nenorocire. Sau câteodată avem impresia că nenorocirea și necazul e pentru alții. Nu e așa? Așa mi se pare. Mă duc la zeci de mormântări când intrăm în cimitire, ne apropiem de groapă, ne uităm. E adâncă. Și am și plecat de parcă ar fi numai pentru alții. Auziți? Nu știi ce aduce ziua de mâine. E perspectiva neprevăzutului. La cel cu țarina i-a zis, ai zis tu mulți ani, dar eu zic că noaptea asta, gata, încă n-ai terminat de bătut cuiele în hambare și în noaptea asta mori. Asta e perspectiva neprevăzutului. Nu știm ce e mâine. Nu știi ce e săptămâna viitoare. Știm noi ce va mai urma anul ăsta? V-ați gândit la începutul anului pe cine o să mormântați la Dobrig? Asta e perspectiva neprevăzutului. Proverbe 27:1 e scris așa. Nu te făli. Nu te trufi. Nu te mândri. Cu ziua de mâine,
Că nu știi ce poate aduce o zi. Da, ziua de mâine e o zi. Dar nu suntem stăpâni pe ea. Lăsați-mă să zic ceva în dimineața asta la Dobric. Astăzi e al nostru, mâine e al lui Dumnezeu. Da, astăzi e al nostru, mâine e al lui Dumnezeu. Mâine, la frătăuții vechi, mormântăm o mamă de 45 de ani. Diagnostic, cancer în metastază. Care a recidivat și a doua oară a fost fulminant. Nu s-a mai putut opri. Câteva săptămâni în urmă la Voitinel, știți Voitinelul? Mormântat un prieten de-al meu, Mitică Coroamă, făcea distribuție de încălțăminte, 130 de kilograme. Puternic! M-au sunat cei din familie, n-ai putea să faci ceva? Să sun la spitalul județean. Am pus în alertă medicii, l-au așteptat în UPU, în urgență. A venit cu tensiunea 21 cu 11, cu o glicemie foarte ridicată. Nu s-au gândit medicii ce urma să fie mâine, dimineața, pe la ora 5. Corpul tău a stopat sub privirile medicilor. Până au venit cei de la terapie intensivă să-l transfere de la pneumologie, Mitica a închis ochii și a plecat pentru totdeauna. 8 copii, un singur copil căsătorit. Am fost la priveghi, la mormântare. O văduvă ce a îmbrăcat haina văduviei de vreme, lacrimi. Ați trecut și voi pe aici. Nu știi ce aduce ziua de mâine, nu știți? Asta e perspectiva neprevăzutului. Chiar dacă ești tânăr, nu te făli cu ziua de mâine, că nu știi ce poate aduce o zi. Chiar dacă ești elev, chiar dacă ești student. Dacă vrei să facem planuri cu Dumnezeu, hai să facem astăzi ceva frumos. Nu tot mâine, mâine, că mâine e un cuvânt riscant. Pentru unii mâine poate să însemne nenorocire eternă. Nu știu, poate e cineva aici, că nu e evanghelizare. Dacă e cineva care e la vârsta maturității și nu s-a botezat, nu mai zi mâine. Dacă ești prieten și nu te-ai întors la Dumnezeu, astăzi, Aleluia. Doamne ajută-ne! Aleluia. Astăzi să ne împăcăm cu Dumnezeu, nu mâine. Aleluia. Dacă ești părinte, dacă ești copil, faci ceva frumos. Îmbrățișează soția azi cât e lângă tine. Îmbrățișează soțul astăzi cât e lângă tine. De ce prețuim când nu mai avem? Îmbrățișează-ți copiii azi când sunt lângă tine. Chiar dacă nu-s de 10, nu-s olimpici. E de 6, e de 7. Îmbrățișează-l și sărută-l pe frunte, că e copilul tău. N-a greșit Domnul că l-a dus în casa ta. Nu știu, oare mă aud și copiii, m-au auzit? Mulțumiți Domnului că aveți părinți în viață. Hai să vă zic și vouă ceva. Dați-le flori când le pot mirosi. Și sărutați-i pe obraz când obrazii scalzi. Să vă ajute Domnul să fiți ascultători de părinți. Cu fiecare vorbă întoarsă înapoi și cu fiecare ușă închisă în fața mamei, inima ei va slăbi. Dumnezeu să se îndure de noi și să ne gândim la perspectiva asta neprevăzutului. Azi dacă poți face ceva. Azi dacă poți corecta ceva. Dacă îți aduci darul la altar, spunea Domnul și îți aduce aminte acolo. Auzi că fratele tău are ceva împotriva ta. Nu tu împotriva lui, că e și mai grav. Dacă îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, nu tu împotriva lui, lasă-ți darul acolo. Unii zic, nu las darul, frate. E al meu. Și dacă e al tău, și așa nu-l primește nimeni. Du-te de grabă și împacă-te cu părâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, că mâine s-ar putea să nu mai fii cu el pe drum. E perspectiva neprevăzutului. Să ne ajute Domnul să rezolvăm astăzi ce trebuie rezolvat. Să rezolvăm problema mântuirii astăzi, problema de familie astăzi, litigiu astăzi. Îndură-te, Doamne, de noi. Amin.
Vine Iacov să mai vorbească de o perspectivă aici, de asta nici n-am citit versetul 14 în întregime, după perspectiva dependenței de Domnul, după perspectiva valorii, după perspectiva neprevăzutului, auziți, urmează perspectiva efemerității. Ce-i viața voastră? E caracterul trecător al vieții. Ce-i viața voastră? Nu știu, am definit vreodată viața așa, sincer. Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Ieși afară, dimineața rece, un suflu, un abur, te uiți la aburul acela și zici, așa-s eu. Nu prea ne definim viața așa, nu? Mai degrabă o definim altfel, te pui cu mine? Și orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Domnul să se îndure de noi, să ne gândim că suntem trecători. Mă uit așa la cei din generația mea, la cei mai în vârstă. Dacă i-aș întreba pe frații în vârstă, cu părul alb, când s-a dus viața așa de repede? Nu-i așa greu de răspuns, nici nu știu când. Parcă ieri eram copii și alergam pe străzele prăfuite din satele unde am copilărit și acum căsătorim copiii, așteptăm să fim și noi bunici. Ce repede se duce viața, e ca un abur. Ca un abur. Parcă e potrivită cântarea aia. Eram copil, trecea zăpada. Eu cu tristețe o petreceam, mi se părea că iarna trece. Mi se părea, dar eu treceam. Priveam ades cum zboară norii și frunzele zburând, priveam. Mi se părea că ele zboară, dar eu zburam. Asta e perspectiva efemerității. Auzi ce-i viața? La toți e la fel. Dacă am trăit 1000 de ani, dar nu, stăm câteva decenii și unii stau puțin. Puțin, viața e ca un abur. Dar știți ce zic? Este singura vreme când ne putem pregăti pentru veșnicie. Doamne, îndură-te de noi! Dacă tot am vorbit despre iertare aici, nu știu pentru cine zic asta. Hai să vă spun ce mi s-a întâmplat cu câțiva ani în urmă. M-am dus la Pârtești, Pârtești de sus. Și era privechi, un băiat de 24 de ani în pădure, un accident, a căzut un copac peste el și l-a strivit. Și am ajuns mai târziu, era un frate bătrân la amvon și a zis, eu dimineață m-am întâlnit cu el, ne-am salutat, ne-am îmbrățișat și el a plecat în pădure și uitați-vă. Dar au zis ceva bătrânul, știți că s-o imprimat așa în minte? Dacă mă certam dimineață cu el, mai aveam vreme să mă împac. Dacă mă certam cu el la orele dimineții când m-am văzut, mai aveam vreme să mă împac. Haideți să înțelegem acest principiu sau această perspectivă a efemerității. Auziți ce spune Scriptura și Ioan zice ceva în epistola sa. Ioan, capitolul 2, zice Scriptura, versetul 17. 1 Ioan 2 cu 17. Perspectiva efemerității. Lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Ajută-ne, Doamne, să facem voia Ta. Amin. Amin. Nu insist prea mult aici pentru că mai avem un principiu. Așa cum încheie capitolul ăsta Iacov, aș vrea să mai desprindem un principiu. Pe când acum, versetul 16 și 17, vă făliți cu lăudăroșiile voastre. Orice laudă de felul acesta este rea. Dar cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. L-am numit sau aș vrea să fie perspectiva recunoștinței față de Domnul. Făliți cu lăudărășiile voastre. N-ați auzit oameni zicând așa, frate, mâinile astea au făcut. Că m-am zbătut, că am alergat. Muncească și alții.
Vă făliți cu lăudăroșiile voastre, dar știți că lăudăroșia vieții nu-i de la Tatăl, nu-i din cer. Nu zice Ioan. Haideți să revenim. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 16, că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, că voi cu asta vă făliți, zice acolo. Nu este de la Tatăl, ci din lume. Perspectiva recunoștinței. Pentru tot ce ne-a dat până în această zi să-i mulțumim. Dacă am avut impresia că e al nostru, abilitățile noastre, eu m-am descurcat, Domnule, cine e ca mine? Câți ani am stat în Spania? Păi dacă nu-ți dădeați Dumnezeu sănătate, nu puteai să faci nimic? Că alții de vârsta ta îți pui un cărucior cu rotile, n-ar fi mers și ei? 1 Corinteni 4:7. Asta e perspectiva, nu uitați, dragii mei, recunoștinței față de Domnul. Să nu scadă recunoștința față de El deloc. Că cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Și dacă te lauzi tare și rămâi în starea asta, Dumnezeu e împotriva ta. Ați citit în Scriptură despre un om, despre un rege, despre un împărat care s-a lăudat puternic cu ce a realizat și Dumnezeu s-a pus împotriva lui și l-a trimis să pască iarbă ca boi? Nebucadnețar, da? Când se fălea el mai tare, un glas din cer i-a zis: Nebucadnețar, treci la păscut ca boi. Asta e o boală numită în medicină licantropia, când omul se identifică cu un animal. E o boală psihică. Auziți ce a vorbit Dumnezeu unui om care s-a lăudat? Lăudăroșia vieții. Daniel, capitolul 4, de la versetul 29. Ascultați ce scrie aici. Versetul 29. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, Păratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească? Lăudăroșie vieți. Prin puterea bogăției mele și spre slava măriției mele, nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas a coborât din cer și a zis, că de acolo-i comanda: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Ce urmează? Te voi izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți voi da să mănânci iarbă ca la boi. Și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boi. Trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vultului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii hotărâte, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am pierdut-o. Am binecuvântat pe cel prea înalt. Am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuie din neam în neam. Slavă Lui în veci! Să-i fim recunoscători pentru tot ce ne-a dat. Nu e al nostru, am primit. Viața e darul Lui, sănătatea e darul Lui. Nu numai că ne-a dat viața, ascultați-mă, ține corzile vieții și le taie când vrea El. Psalmul 68, versetul 20. Le taie când vrea El. Să-i fim recunoscători pentru o nouă zi care ne-a dat-o, când dimineața asta ne-a întâmpinat cu un răsărit de soare. Dumnezeu e pentru noi Dumnezeul izbăvirilor și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte. Slavă Lui, că El ține corzele vieți. Alții se laud. Uitați-vă în capitolul 5 din Daniel. Și ăsta au lăudat Dumnezei Babilonului. S-o gândit Belșațar, ce-ar fi să fac un chef, să-i chem pe cei 1000 mai mari să stea la masă concubine, țiitoare. Să înceapă distracția, să înceapă muzica.
Și când distracția era în toi, cheful era în toi, au mai chefuit ei și până atunci, numai că i-a trecut ceva prin mintea lui Belșațar, cred că era așa sub aburi alcoolului. Mă, vasele alea, care vase? Alea care le-a adus Nebucadnețar de la Ierusalim. Nu le puteți aduce aici să vedem care-i gustul vinului din ele? N-avea voie. L-au bajocorit pe Dumnezeul lui Israel și au lăudat pe Dumnezeii de argint, de fier, de lemn, ai Babilonului și Dumnezeul lui Israel și Dumnezeul cel adevărat, Creatorul, e neglijat și bajocorit. Exact în momentul ăla, că Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Un capăt de mână o scris pe tencuiala zidului și-o îngălbenit împăratul. S-au izbit genunchii, a venit tremorul și vestitorii morții. Și-o zis regele, cine poate să descrie, să tălmăcească scrierea de pe zid? C-o scris mâna. Aș întreba ceva în această zi la Dobric. Dacă ar trebui să scrie mâna pe peretele camerei unde stai, ce ar scrie? Dacă ar trebui să scrie pe fațada casei tale, ce ar scrie? Aici a scris moarte. Când a fost recunoscător lui Dumnezeu și a lăudat niște dumnezei păgâni, în capăt de mână a scris, știe cineva? Să-mi descifreze taina de pe zid? Să vină caldenii, cititorii, stele, ghicitorii, că cine-mi descifrează ce-o scris mâna, să fie îmbrăcat într-o haină de purpură, un lanț de aur la gât, al treilea loc în împărăție. Nimeni n-a știut. Dar împărăteasa așa a avut o iluminare, o zis, dar e lângă tine aici un om care știe să dezlege taine grele, la ele sunt lumini, numele lui e Daniel, că de pocăiți n-are nimeni nevoie, numai când e tragedie și necaz. Să vin acum, Daniel, știi tu, Daniel? Uite ce onoare primești, domnule. N-am nevoie de darurile tale, împărate, cer o stare prim-ministru pentru o noapte. Știi ce a scris mâna pe zid? Mene, mene, techelup farsin. Numărat, numărat, s-au numărat anii de domnie și le-au pus capăt. Cântărit, te-au pus în cântar și te-au găsit ușor. Împărăția e dată mezilor și perșilor și regele noaptea aia e omorât. Hai să învățăm perspectiva recunoștinței bine, Doamne. Îți mulțumim pentru tot ce ne-ai dat în această zi. Îți mulțumim pentru binecuvântările tale. Nu te trufi, nu te făli, că ai realizat, că ai făcut planuri de viitor fără Dumnezeu. Dumnezeu să privească cu îndurare spre noi și ce avem de corectat să corectăm la vreme. Ajută-ne, Doamne, să corectăm la vreme. Mesajul din această zi a fost răspunsul la o întrebare. Cum să-ți faci planuri cu Dumnezeu? Oamenii ăștia au plănuit fără Dumnezeu. Hai să ținem cont de aceste perspective. Perspectiva dependenței de Domnul. Dacă va vrea Domnul, vom călători. Dacă va vrea Domnul, vom trăi. Dacă va vrea Domnul, vom câștiga. Amin. Principiul valorii. Adevăratele valori ce trimitem acolo. Pentru care ne va răsplăti în ziua răsplătirilor eterne. Amin. Principiul neprevăzutului. Nu știți ce aduce ziua de mâine. Astăzi să facem ceva frumos. Pentru Domnul și pentru semeni. Amin. Să nu uităm de principiul efemerității. Ca un abur viața. Dar e singura vreme când ne putem pregăti pentru veșnicie. N-am cântat. Numai odată tu trăiești și cui ei vrea ca să-i slujești. Numai o inimă tu ai și cui ei vrea să-i o predai. O, de-ai slujitul lui Iisus și inima s-o îndrepți în sus. Iisus ar fi stăpânul tău, iar tu ai fi copilul său. Amin. Amin. Să ținem cont și de principiul acesta al recunoștinței față de Domnul. Să nu ne fălim cu lăudăroșiile noastre, că lăudăroșia vieții nu e de la Tatăl, ci este din lume. Să spunem, Doamne, pentru tot ce ne-ai dat, îți mulțumim, îți suntem recunoscători și ne închinăm înaintea Ta. Tu ești suveran, Tu stai pe tron, Tu dispui de viața noastră. Și cât ne mai rămâne de trăit în trup,
Cât ne mai rămâne de trăit în trup, restul de viață, să-l trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne! Fie binecuvântarea Domnului peste biserica din Dobric, probabil vor mai urma și altele cântări. Ne bucurăm de toți cei prezenți aici. A Lui să fie slava și cinstea, astăzi și mâine și în vecii vecilor. Amin.